ce mă caută cu toată inima. Mă bucur pentru cei cu inima curată ce s-au cercetat. Iată că sunt, m-am prezentat în mijlocul vostru. Am trecut printre rânduri, dar iată că în această vreme vreau să mă cunoașteți așa cum eu, Domnul, vă cunosc pe fiecare pe mână. Dar pentru aceasta alipiți-vă de mine. Pentru că cel ce va sta lângă mine, cel ce se alipește de mine, voi descoperi taina vremii fiecăruia. Nu voi lăsa în necunoștință de zilele grele ce stau înaintea voastră. Vreau să vă pregătesc, vreau să vă vorbesc fiecăruia. Pentru căci cauza fiecăruia eu o cunosc. Cunosc și pe cel ce mă cheamă cu lacrimi, cel ce mă cheamă în cortul lui, cel ce mă cheamă pentru grija zilei de mâine. Nu vă îngrijorați, pentru că resursele mele nu se vor termina. Încredeți-vă în mine și nu priviți la lucrurile care vă aduc amărăciune. Căci cupe de amărăciune pregătește vrăjmașul zi de zi în dreptul fiecăruia. Ocoliți aceste cupe amare și adăpați-vă din izvorul ce înviorează sufletul vostru. Aveți această șansă. Mulțumiți pentru toate lucrurile, pentru că cel ce mai cere propășire pe pământul acesta în această vreme, nu voi mai dărui. Nu voi mai lăsa decât eu, Domnul, mă voi îngriji să vă pregătesc pentru lupta grea ce stă înaintea voastră, pentru că voi încă nu pricepeți. Dar stați aproape de mine, nu vă spun aceste lucruri ca să vă temeți, ci vă spun ca să vă îndreptați privirea spre cer, pentru că eu vreau să vă ajut. Să vă sprijinesc, să vă întăresc și să umplu vasele voastre cu de lemn. Căci zile ca zilele acestea nu vor mai fi multe, ci uși deschise cum sunt acum, nu vor mai fi multă vreme. Dar iată că eu mă voi prezenta chiar în corturile voastre, la altarul rugăciunii, că va veni vremea când fiecare în cortul lui va trebui să mă cheme. Pentru că, da, iată, lucrurile grele care sunt hotărâte și îngăduite de mine, gata, gata să le dau drumul, dar încă mai îngădui zile, puține zile să vă pregătiți. Pentru că izvorul este în mijlocul vostru. Fiecare să se adăpe, fiecare să ceară, pentru că eu voi dărui celui ce cere cu toată inima. Și în această vreme, încă din partea tânără, încă trei suflete de femeie, voi face gura lor ca o trâmbiță. Dar nu vă grăbiți. Stați aproape de mine, că eu vă voi înștiința personal, vă voi vorbi, vă voi sfătui, vă voi pregăti, pentru că da, iată, darurile mele sunt pregătite, pentru că altfel nu veți putea înainta. Iată, chiar și dintre slujitori, dacă până în vremea aceasta, cei ce stau la dispoziția mea, am pregătit daruri să lucrez prin mâinile lor. Dar stați aproape de mine, că nu veți mai găsi ajutor la omul muritor, ci eu voi rândui unșii mei, prin care să-mi proslăvesc numele când mă veți chema. Alipiți-vă strâns de mine în această vreme, pentru că eu, Domnul, vreau pe fiecare în parte să vă ajut, să vă sprijinesc, și brațul meu vă va sprijini până la sfârșit. Dar cercetați-vă, coborâți adânc în inima voastră, pentru că iată, încă mai sunt neiertări, încă mai sunt lucruri în inima voastră. Eu, Domnul, fac lumină, dar voi smeriți-vă, plecați-vă,
Cereți ajutorul că izbăvirea este pregătită pentru tot cel ce mă cheamă din toată inima. Nu voi sta nepăsător. Voi ridica pe cel ce se simte căzut și spune că nu mai poate. Cum să las? Cum să privesc fără să ajut? Iată că voi ridica, voi întări, refaceți în totalitate legăturile între voi. Să fiți o armată a biruitorilor uniți în această luptă și biruința va fi de partea voastră, zice Domnul. Amin.